A apărut la casa de discuri Glas Transilvan, un nou album al ansamblului folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, din Sălaj în toată țara. Albumul cuprinde înregistrări audio cu orchestra, soliștii vocali și dansatorii ansamblului, cu cântece și dansuri din Sălaj, Transilvania, Banat, Șoltenia. Conducerea muzicală este asigurată de către profesorul Dorel Ciobanu, dirijorul orchestrei, coregraf este Radu Mureșan, iar soliști vocali Adriana Baciu Bonțe, Camelia Cherecheș, Valeria Suciu și Lucreția Bolba. Conducerea secției îi revine Paulei Pop Taloș. Ansamblul folcloric Meseșul a fost înființat în 1996 și a funcționat în diverse formule instituționale în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Din octombrie 2010 este o secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, centru condus de Daniel Săuca. Vă oferim una din piesele de pe noul album al ansamblului folcloric Meseșul, o suită instrumentală din Transilvania. Filmările au fost realizate la castelul roman de la Porolisum, în Moigrad, cel mai important obiectiv turistic din județul Sălaj.